Domnule academician, ați fost martor unui eveniment cultural prezentat de Băcăuan la Chișinău. V-aș ruga pentru televiziunea literară să ne spuneți care este impresia dumneavoastră. Deci eu mă bucur că după Podul de Flori am ajuns la Podul de Vers, la Podul de Cântec și iată am ajuns și la Podul de Teatru. Este un spectacol extraordinar și deși îl cunosc pe Omar Hayam, pentru că este unul din poeții mei dragi, L-am redescoperit fiind citit, citat, trăit de Geu Popa. Hai să-l imit și eu pe Geu Popa. De trecut să nu ne pese, de viitor să nu ne fie frică. Cât de actual sună acest poem sau în genere poemele lui Omar Hayam pentru noi cei de astăzi. Și mulțumesc Bacăului că este aproape de Chișinău. Primele relații pe care le-a avut culturale, literare și teatrele noastre și artiștii plastici n-au fost cu alte orașe din România, cu cele mari, ci cu Bacău. Deci am fost împreună și dumneavoastră știți prea bine. Primii care ați scris despre noi, despre basarabeni, ai fost chiar dumneata în ziarul din Bacău, care ai vorbit despre Basarabia, despre oamenii de cultură din Basarabia. Și aș vrea ca basarabenii, ca cei din Bacău, să se simtă nu ca acasă la Chișinău, dar să se simtă acasă, pentru că sunteți acasă aici, în mezul limbii române. Vă mulțumesc și vă așteptăm și mâine la dezbaterea legată de literatura română în contextul universalității. Vă mulțumesc!